Performanța în educație a devenit o emblemă a Colegiului Național Decebal din Deva. An de an, sute de elevi participă la concursuri și olimpiade județene, naționale și internaționale, obținând și rezultate pe măsura muncii depuse de către școlari și dascăli. Aceștia sunt apreciați pentru rezultatele pe care le obțin, inclusiv de către Inspectoratul General Școlar al județului Hunedoara. Colegiul Național Decebal din Deva este o unitate reprezentativă pentru județul Hunedoara, este de renume național și internațional. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a promova excelența în educație. Totodată vreau să adresez felicitări în primul rând domnului director, Florin Marin Ilieș, care conduce de mulți ani această unitate de învățământ și care a dovedit de-a lungul anilor este un director foarte competent, dovadă o stau rezultatele pe care le obțin elevii în fiecare an. Sigur că vorbim de o muncă în echipă, exact așa cum foarte frumos a spus și domnul director, este vorba de aportul pe care îl aduce fiecare cadru didactic și de dăruirea și munca pe care o depun în fiecare zi, în fiecare oră, la fiecare clasă. Eu vreau să-i felicit și să le mulțumesc pentru că ne fac mare cinste învățământului hunedorean. Nu mai departe, iată, anul trecut, elevul Dragoș Coadă a venit cu medalia de aur de la Olimpiada Internațională Științele Pământului. Iată o performanță deosebită și sigur că exemplele pot continua. Mulțumesc pentru aprecieri. Să știți că fără sprijinul Inspectoratului Școlar, fără sprijinul Primăriei, a Consiliului Județean, fără sprijinul autorităților locale și județene, nu prea poți să faci multă performanță. Ai nevoie de o bază materială, ai nevoie de spații adecvate, ai nevoie de resurse financiare, ai nevoie de laboratoare dotate și sigur întotdeauna am găsit sprijinul și cred că toate școlile, cel puțin din municipiul Deva, găsesc sprijin la autoritățile locale, inspectoratului școlar, le mulțumim foarte mult și cu siguranță și în viitor ne străduim să obținem rezultate foarte bune. Așa cum a spus și doamna inspector școlar general, pe lângă activitățile didactice obișnuite, un accent important îl punem pe activitățile de voluntariat. În voluntariat dezvoltăm abilități pentru viața tinerilor noștri. În acest an școlar la Decebal, tolba cu premii a fost mereu plină, astfel că peste 30 de elevi au reușit să obțină premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile naționale, un premiu de aur la un concurs internațional și peste 300 de premii și mențiuni la etapele județene.